Lângă Târgoviște, în Valea Voievozilor, sub buza unui deal și aproape de Dumnezeu, se află Casa Fierarului, casa artistului Ovidiu Petre Dumitrescu. Aici veți găsi un personaj unic și fabulos, care păstrează tradiția prelucrării cu suflet a fierului. O personalitate coborâtă parcă din templul zeului focului Hephaistos și mai apoi îndumnezeită de credința în lucrul binefăcut. Un scriitor și un desenator în metal, cum îi place să-și spună cu modestie. Un ultim mohican al unei meserii nobile, din păcate pe cale de dispariție. Emisiunea Agenția de Cultură, ne aflăm în Casa Fierarului a maestrului Ovidiu Petre Dumitrescu. O casă absolut neobișnuită, o casă atelier, și suntem chiar în fața forjei. Maestrul lucrează în fier, minuni în fier. De ce vă atrage fierul și de ce v-ați apucat să lucrați în fier? Pentru că știu că ați început să lucrați ca sculptor în lemn, în piatră, și ați ajuns la fier. Perioada după Revoluție a provocat în viața mea o schimbare ca la toți ceilalți. Și atunci eu mi-am ales această lucrare, pentru că nimeni nu se încadra să-l facă prelucrarea metalului la cald. Era foarte complicat pentru foarte mulți. Și atunci, fiind singur, piața mea este mai mare. Și atunci am zis, gata, eu mă limitez aici și voi începe de acum încolo să fac lucrări deosebite pentru fier forjat. Dar fierul ăsta are suflet, are viață, sau îi dați dumneavoastră viață? El pornește chiar din zona topitoriei a prelucrării lui, cu o căldură extraordinar de mare. Ajunge la noi sub influența unui flux a fierului rece, dar sub prelucrarea ultimului meșter, el va devine foarte cald. La mine toate metalele, toate obiectele devin foarte atrăgătoare, pentru că ele stau în casă lângă oameni și le creează o stare de bine. Când lucrați în fier, aveți o legătură directă cu Dumnezeu? Da. Legătura este permanentă, pentru că în momentul în care prelucrez metalul, niciodată el nu se deformează așa la o întâmplare. Dumnezeu îți creează starea de spirit în care ce vrei tu să faci. Și el te conduce, te coordonează în așa fel încât să ajungi la lucrarea ce ți-ai gândit fiind comanda dată de Dumnezeu. Comanda dată de Dumnezeu, pentru că noi nu putem gândi decât prin Dumnezeu. Și toate aceste forme, toate aceste idei, de unde vă vin? Păi, ce vă spuneam? De la Dumnezeu ne vine, pentru că El ne dă niște stări de spirit în care să creăm niște obiecte de artă, să aducă bucurie oamenilor, cetățenilor noștri, și să fie și utile la anumite, de exemplu la mine, obiectele devin și utile. În afară de ambianța și de arta care înconjoară, un sfeșnic, un suport de sticle de vin, un lampadar, un pat, o mobilă, o masă, toate astea, dacă ele nu sunt înconjurate de un spirit al lui Dumnezeu, ele n-au valoare, devin reci, are o chestie în care niciodată ele nu devin. Poate că ați observat la mine când ați intrat în casă înainte de interviu, că mi se pare că sunteți la mine în casă de când lumea... asta este. Ea creează o ambianță și o dulce, o stare de spirit în care noi putem trăi foarte, foarte liniștit. Deci reușiți să dați căldură. Da,
Păi, în afară că, vedeți, el este încălzit și provoacă o stare de căldură fizică, prin ajutorul lui Dumnezeu noi producem prin el stare de căldură a fierului prelucrat și aranjat atât la faza finală de prelucrat. Căldură spirituală. Da. Haideți să vă arăt cum se face niște lucrări imediat. Să arăți. Există o anumită tehnologie aici? Da. Tehnologie există ca în orice... Și cum ați deprins-o? Am făcut școală în anii 62, 63, 64, în orașul Râmnicu Sărat, de unde m-am născut eu. Am făcut școala de arte și meserii. Atunci era o școală mai specială, era să făcea 7 ani, dar datorită sistemului a ajuns la 3 și am tare profilat, a rămas ca o școală profesională. Și de atunci noi mergem înainte. Confecționăm o balama ornamentală, în care o să vedeți ce este dintr-un... Mai băgăm puțin la cald. După aia facem, acum facem alt. El se spune la bucure la lucrarea aceasta. Deci este un element care din mână făcut, din mână făcut, pare că industria automată n-a reușit să-l facă prin matrițare și prin elementele industriale. Ăsta se numește mugure. Și de aici pornește o serie întreagă de alte prelucrări prin dispozitive. Uitați că aici se vede elemente care ele au ajuns într-o fază în care urmează să fie ansamblate. O să facem aici altceva. Continuăm cu ornamentul balamalei. Locuri în țară unde se mai practică asemenea meserie. Aveți ucenici? Nu. V-ați gândit să vă creați o școală? Gânditul meu este aș face, dar fug clienții, fug copiii. De ce? Ei doresc acum, în realizarea internetului și astea lucruri simple, ușor, fără efort, fără gândire. Aici, în afară de... Întâi trebuie să gândești produsul. După ce l-ai gândit, urmezi să-l pui în practică. Ca să-l pui în practică, trebuie să ai o pregătire de dinainte, să știi că prin deformarea produsului respectiv
poți să realizezi ce ți-ai pus în minte. Și nu ați găsit niciun tânăr care să dorească să vină lângă dumneavoastră? Nu, lângă, nici fiul meu. Nici fiul meu nu vine, așa că, bine, sunt mulți care, părinți care au copii și copiilor nu urmează cariera, cariera părinților, dar aș fi dorit, aș fi dorit ca el să fie, să fie un urmaș al meu, fiind eu conștient că acest produs dacă ați mai văzut vreodată un produs de ăsta făcut la ora actuală de un meșteriaș din zona noastră. Ce simțiți când lucrați? Mare satisfacție. Mare satisfacție, pentru că astea sunt lucrări care vor dura sute de ani, ca și celelalte care au fost de strămoșii noștri, de înaintașii mei proprii. Ele rămân și toți. Și eu rămân câteodată încântat de felul cum au fost ele făcute. Sunt lucruri, sunt lucrări care la un moment dat zic, băi, eu încă am mai prins ceva din partea tehnică din perioada lor, dar alții nu o să mai prindă. Nu o să mai fie. Și nu știu dacă pe calculator sau un robot ar putea să facă ceva decât sub anumite ștanțe, adică schimbă complet sistemul de poate să facă, dar schimbă sistemul. Dar fără suflet. Nu este starea de spirit a omului acolo. Este starea unei lucrări. Unor lucrări. Nu este omul. Nu este omul. E mașina. Ia să știți că mașina va fi mereu de acum încolo. Ea face lucrări stresante, exacte. Nu-și permite. La mine niciodată nu există perfect, fiindcă e mâna omului și nu e o mașină. Puțin, dar în ambianță luat lucrarea de la un capăt la altul de mai multă căldură decât stresantul ăla de milimetric una lângă alta și aceeași, fără nicio deviere. Poate că și din cauza energiei pe care omul o dă. Cel care execută îi dă lucrări de acolo, lucrări. Există riscul să dispară meseria asta? Da. Pentru că de aici facem o țepușă, o săgeată ca pentru luptătorii din... Vedeți, simplu, nu? Și din asta este... sub influența ciocanului, care cade exact unde trebuie să cadă, că el s-ar deforma, tot aiurea s-ar deforma. Aveți impresia că eu dau aceeași lovitură de acolo până acolo, dar ea este cu dibăcie, dar nu poți să o dai altfel, că altfel... Da, uitați, este o lucrare în care mașina, ștanța și toate astea trebuie să facă un fel de dispozitive, de bitat, de presat, de tot. Cum a făcut-o din mână. Și multe dintre ele nu vor mai putea fi făcute. Nu vor mai putea fi făcute. Haideți să fac și partea cealaltă. La balama. Cărbunul ăsta e problema noastră la ora actuală. Nu-l mai găsești. Deci eu lucrez cărbune? Cu cox, da.
Eucox nu este un cărbune de pământ, cum scoatem, da. De, nu, mangalul, și ăsta este produs din lemn, o ardere incompletă și cărbun de pământ. Începe huilă și antracit și toate astea. E, coxul este făcut din huilă special pentru oțelării. Și el are o cantitate extraordinar de mare de a încălzi, capacitate mare de căldură. Și atunci folosim pe ăsta, dar e foarte greu de găsit, foarte. Din cauza că nu mai sunt meșteri, oamenii nu pot să dea numai pentru mine o cantitate de o tonă pentru un an. Vă dați seama. Vă întâlniți atunci, cu meșterii ferari, probabil cunoașteți mulți meșteri ferari în țară. Cam au mai rămas mulți au mai în rămas, asta? Au mai rămas pentru că, de ce se întâmplă? Eu sunt singurul băștinaș român. Pentru că meseria, ultima fază a meseriei de fierar, a nobilat-o țiganii. Ei sunt oamenii noștri, sunt de aici din țară, dar ei au rămas ultimii care au, pentru că noi, meseria... Ca potcovari. Da. Ce se întâmplă? Potcovăria este una din o ramură a fierarului. O ramură, foarte mult confundă fierul forjat, fierăria, cu potcovarul. Potcovarul e ca și chismarul, cum este croitorul, cum este și la tâmplărie. Unul face mobilă, unul face dulgherie, acoperă case, unul face scaune, unul face nu știu ce. Deci, nu este potcovarul aceeași treabă cu fierarul adevărat care produce. Pot să fac trăsuri, pot să fac sănii, pot să fac orice, mobilă. Deci mobilă, fac paturi. Păi, ori un potcovar, nu, el se limitează la ceea ce știe el. Păi, și aici e un dichis. Trebuie să tai unghia calului, e un proces întreg. Deci fiecare cu ramura lui. Dar prima meserie, acum arată frumos. Prima meserie care a învățat-o omul în perioada respectivă, a fost fierăria, n-a fost altă meserie la început. Meseria a fost prima meserie din comunitate. A fost fierăria. Ce știți că nu o să mai vină nimeni după dumneavoastră? Dom'le, îmi pare rău, pur și simplu. Îmi pare rău pentru că este un lucru, într-adevăr, la foarte multă lume nu-i mai trebuie lucrurile care noi le facem. Vor rămâne ca amintire. Rămân ca în istorie să urmeze și să fim din punct de vedere a istoriei niște rămășițe, niște ultimi mohicani a fierului, prelucrări fierului manual și a întregului arsenal de prelucrări din manuale. Vor fi roboți, vor fi și eu alte metode de prelucrare, dar în mod sigur e rău că să... Fiindcă asta este căldura, eu transmit prin meseria mea, transmit lucrarea. Și da. Dacă ați definit un singur cuvânt meseria asta, cum ați spune? Ce cuvânt ar fi acela? Un semi-creator. Creatorul este Dumnezeu. Eu sunt un semi-creator, adică ceea ce îmi dă Dumnezeu puterea să creez. Să creez în urma sfatului lui, în demnului lui, ca tot ce există pe pământ, că tot creatorul este Dumnezeu care a creat tot ce există, tot ce a fost. Iar noi propunem în practică și arătăm fraților noștri ceea ce el a creat și mai demult. Nu eu sunt primul, sau poate că nu o să fiu nici chiar ultimul,
sau să reevalua din nou această meserie, dar asta este. Suntem niște semi ajutați de Dumnezeu să mai facem câte ceva manual. Da. Și mai creează în punctul meu de vedere, am trecut la realizările de artă, pentru că trecutul meu mai înainte a fost de artist, de sculptor. A trecut perioada aceea nebună după Revoluție și caut să revin la realizările, dar acum la realizările metalului. Desenez cu metalul. Este un lucru care nu știu dacă cineva până acum a făcut, dar eu încerc să desenez cu metalul. Și vom vedea ce va ieși în creațiile mele. Vom vedea ce va ieși, că sunt lucruri care sunt de început și asta este prima fază de studiu a acestor lucrări și să vedem dacă place populației, dacă asta este încă la început, e proiect, să vedem ce va fi. În zona mea trebuie să veniți mai des acum ca să nu pierdeți ultimul mohican când va pieri. Nu mai aveți la cine veni. Sau căutați-mi ucenici. E departe, într-adevăr, de oraș și ei întotdeauna caută să fie în oraș. Lejeritatea dialogului și asta nu... Pentru că lucrul în metal nu este numai gândirea. Este și practică. Deci gândire, practică, spațialitate, ca să produci după ceva este o chestie, dar asta, să faci artă, să intre în spațiu, să intre în casa omului și să te pună pe perete, este un lucru extraordinar de deosebit. Este extraordinar de deosebit. El va fi ciobanul care cântă, sau doina sub un pom. E doina sub un pom. Este scrierea mea metalică, cine a mai făcut o scriere metalică a unei doine cântată la fluier? Nu. Încercăm. Și dacă lumii va place, va cere și vom fi aici aproape să-i oferim spațiile. Să-i oferim spațiile. Care este cea mai mare realizare a dumneavoastră? Realizarea cea mai mare este această casă. Aici se înglobează extrem de multe lucruri care le-am cerut lui Dumnezeu și El mi le-a dat prin acest teren, prin această casă, prin realizarea ei, că ea a fost proiectată și executată de mine punct cu punct, beton și tencuiel și finisări și tot, și ca proiectare. Ea este realizată să mă întâlnesc cu prietenii mei, să stăm de vorbă și să vedem dacă e bine ce facem în continuare pentru frații noștri. Dacă ar fi să o luați de la început, ce ați face? Să știi că în momentul în care am intrat ca pe meseria asta de fierar, nu mi-a plăcut.
De ce? Pentru că era o stare că fierarul era ultimul om din comună, din comunitate efectiv, așa spus. Dar am avut niște profesori maestri extraordinari și mi-a demonstrat că este exact invers de ceea ce gândeam eu. Și într-adevăr, viața mi-a demonstrat că eu, în execuția acestor lucrări, sunt un semi-creator a obiectelor care le fac. Nu puțin sau nu mulți sunt cei care pot să facă așa ceva. Sunt foarte puțini, pentru că prelucrarea la cald, în afară de o tehnologie deosebită, trebuie să ai viziunea ei înainte de a executa-o, viziunea obiectului când e gata. Pentru că dacă nu ai viziunea obiectului când e gata, se produce o stare confuză între obiect și tine. Și atunci obiectul nu mai arată corespunzător gândirii tale. Asta este un lucru care mi-a spus maestrii, că, băi, băiete, gândește foarte bine ce faci. Pentru că prostia pe care dacă ai făcut-o iese în lume, pe tine te reprezintă. Și așa că am ținut foarte mult cont ca din mâna mea să nu iasă obiecte care, nu le zic prostii, dar să nu iasă obiecte care să nu aibă un har. Un har. Le-am dat toată silința, oricât de mic ar fi, un sfeșnicuț, un cui de potcovit, caie. Orice element, când l-am făcut, l-am făcut în așa fel ca cel care îl folosește, da, bă, ne-am mai pomenit. Da. Asta este, m-a urmărit întotdeauna gândul ca acele obiecte care sunt făcute și ieșite din mâna mea să provoace bucurie. Doamne, nu mă bătrâni. Doamne, nu mă bătrâni. Lasă-mă să mă resprunci. Lasă-mă să mă resprunci.